Metodele de comunicare evoluează mereu. În calitate de lider, nu este întotdeauna ușor să motivezi, mentorezi și să gestionezi o forță de muncă multigenerațională. Am întrebat 50 de directori executivi ai companiilor din România. Care sunt cele mai importante abordări pentru comunicarea în mediul digital? Top 5 răspunsuri arată după cum urmează. 1. Susținerea mobilității. Adoptă mobilitatea și asigură-te că echipa ta are instrumentele necesare pentru a lucra în siguranță și eficient de oriunde. Creează o politică pentru Bring Your Own Device, dezvoltă o aplicație nativă sau adoptă software de gestionare a facilităților cu soluții mobile care îți permit ție și echipei tale să programați activități, să partajați informații, să vizualizați inventarul, să faceți solicitări și multe altele. 2. Folosește aplicațiile. Trebuie să o recunoaștem, SMS-urile și e-mail-urile sunt cam prăfuite. Sigur, încă ne bazăm pe aceste canale pentru comunicarea de rutină la locul de muncă, dar hai să ne gândim cât de confuz devine atunci când unele conversații au loc pe e-mail, WhatsApp, Telegram, altele au loc pe SMS săptămâni la rând și trebuie să-ți amintești informații specifice. Adu-ți echipa pe una dintre aceste numeroase aplicații de comunicare pentru a centraliza și simplifica comunicarea. 3. Software-uri și platforme de gestionare. Gestionarea manuală a echipelor, sarcinilor și proiectelor este o pierdere de timp. Ar trebui să te străduiești să lucrezi mai inteligent, nu mai mult, iar software-urile și platformele de gestionare te pot ajuta să-ți atingi obiectivele. Aceste tehnologii îmbunătățesc colaborarea, îți permit să delegi mai bine responsabilitățile, te asiguri că echipa respectă programul și face legături de comunicare între angajați, clienți, furnizori. 4. Ține webinarii lunare de întrebări și răspunsuri cu echipa ta. Întâlnirile periodice cu întrebări și răspunsuri sunt un mod excelent de a te asigura că toată lumea se află în aceeași poveste și va reduce greșelile sau neînțelegerile. Asigură-te așadar că promovezi seminarul online în avans și furnizezi instrucțiuni clare despre modul în care colegii pot accesa întâlnirea. Anticipează ce întrebări ți se vor pune și pregătește răspunsuri sau roagă-ți echipa să trimită întrebări anticipat. Și 5. Utilizează software de feedback anonim. Îți permite să colectezi contribuții anonime de la angajați cu privire la performanța de conducere. Software-ul de feedback va proiecta o lumină asupra oricăror domenii de conducere care necesită îmbunătățiri și le va arăta angajaților că pot, la rândul lor, responsabiliza managementul. Și vin și te întreb, tu pe care dintre aceste abordări le folosești în cadrul companiei tale?